Andreea Cuciuc a murit la 17 ani, la balul bobonilor, în urmă cu aproape 3 săptămâni. Părinții ei sunt devastați de durere și cu greu își găsesc liniștea. În familia lor, la fel ca în orice altă familie, sărbătorile ar fi trebuit să fie motiv de bucurie, dar acum Igor Cuciuc și soția lui, Diana, se roagă pentru sufletul fiicei lor. Într-o postare făcută pe Facebook, Igor Cuciuc își strigă durerea la 3 săptămâni de când și-a pierdut fiica. Cântărețul își amintește de momentele frumoase alături de Andreea și soția lui, iar părinții adolescentei sunt în continuare copleșiți de durere. Cei doi încearcă să-și găsească alinarea prin rugăciune. Iar zilele trecute au fost la Mănăstirea Țigănești. Andreea Cuciuc, te-ai dus la Dumnezeu. Ce familie fericită și frumoasă eram! Tare ne este dor de ochii tăi, de vocea ta și de îmbrățișarea ta. Ne lipsești mult. Cine o să ne cuprindă pe noi? Andreea, cine o să ne sune? Cine o să ne mângâie? Ai fost mândria și floarea noastră scumpă. Avem nevoie de tine. Suferim mult, scumpa noastră. Casa e pustie fără tine. Andreea, suntem distruși. Dumnezeul nostru, te rugăm ai grijă de sufletul ei și dă-ne putere și liniște să putem trăi. A scris Igor Cuciuc. Andreea Cuciuc îi călca pe urme tatălui ei și era pasionată de muzica clasică. Cu doar câteva zile înainte să moară. Adolescenta fusese la Opera Națională din Chișinău, locul unde Andrei îi plăcea să meargă. Igor Cuciuc își amintea cum fiica lui îi spunea că muzica clasică o inspiră să-și compună propriile melodii. După ce și-a pierdut unicul copil, cântărețul i-a dedicat o piesă.